Bun găsit, domnilor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Primarul comunei Cârțișoara este cercetat penal după ce la sfârșitul săptămânii trecute a fost implicat într-un scandal într-un bar din sat. În timpul altercației, acesta l-a înjunghiat pe adversarul său. Se pare că edilul și bărbatul din Victoria se certau de mult pentru un lot de pământ și din acest motiv a început scandalul în barul din sat. Sperul unității noastre de parchet se află înregistrată o cauză care a fost preluată de la parchetul de pe lângă judecătoria Avric, tocmai pentru o bună făptire a justiției, având în vedere că este vorba despre un conflict în care este implicat și primarul comunei Cârțișoara, numitul Magda Dorin. Cei doi și-au aruncat vorbe dure, iar apoi au început să-și împartă pumni. Primarul a scos un cuțit și și-a înjunghiat adversarul. În fapt, în noaptea de 24 spre 25 martie 2012, a avut loc un conflict spontan în barul din localitatea Cârțișoara, pe fondul consumului de alcool, în care a fost lovită partea vătămată Nicula Adrian, care au pătruns în acest bar împreună cu alte două persoane, în urma unui conflict pe care l-a avut cu primarul. Ambulanțele au ajuns imediat la fața locului. Edilul a fost transportat la spitalul din Sibiu, iar bărbatul din Victoria la cel din Făgăraș, unde a fost operat de urgență. Avem o persoană înjunghiată, adusă de ambulanță. S-a intervenit chirurgical. Momentan, persoana este în tratament. Starea este stabilă. Primarul este cercetat acum pentru port ilegal de armă albă și pentru lovire.